Bună și bine v-am găsit din nou pe acest canal, o să modific din nou un pic canalul, dar mai am de lucru. Am venit azi, fiindcă a, a început, să zic așa, o grămadă de, de o informație din asta de derută, zic eu. Avem aici albinuțele chiar mă uitam să văd dacă au trecut după diafragmă să și-a -și mâncarea, fiindcă este foarte important acest lucru, chiar dacă această colonie este pe trei rame. Acea hrană după diafragmă, am să vă explic un pic cum, este, cum stă treaba cu acea ramă după diafragmă. Deci o ramă o descăpăcesc și o ramă stă plină cu miere, dar căpăcită. Acea ramă cu miere căpăcită, are rolul de a ține colonia, se zic așa, se știe care încă mare miere. Această miere din cămară are rolul de a face colonia de albine, ca în momentul în care e frig să nu renunțe la puietul arvar. Dacă verificați mai multe colonii din stupina dumneavoastră, o să vedeți că. Unele colonii, dacă au miere la limită, fiindcă albina nu o să știe ea, stai-mă -mă. Stai cât miere îmi dă stăpânul, că nu știe de unde se știe ea. Ea se bazează doar pe ce are în rame și o conștientizează. Acum vine o altă întrebare cum albina e conștientă. Eu tind să cred că este conștient odată ce știe să-și crească regina este conștientă. Bun, aici avem o colonie mult mai grasă, îi zic eu. E o colonie mai grasă. Și avem așa, să vedem. Vedeți acești făgurași acum? După unii, acești făgurași înseamnă că trebuie extins cuibul, nu are nicio legătură. Înseamnă că în, în colonie a apărut albină tânără care știe să facă acești făgurași sau să-i crească, adică poate să-i crească. E seară, albina am cam zice ce și cum. Bun. Și aici aceeași tehnică. Iată, albina e trecută după diafragmă. A trecut după diafragmă, ea lucrează pe astea două rame. Aici are rezerva de miere, cămara. Că o folosești ca stimulare sau cum dorești tu, important este că ea este acolo. Sunt acolo și de mâine vin, de mâine vin și o să mai vin cu o ramă cu miere, aceasta care e căpăcită cu o voi descăpăci, fiindcă albina a încălzit-o și se poate descăpăci foarte, foarte fain. Asta o să fină rama, o să mai băia ceva miere pe ea, dar important este că mie mi-a ținut puielul, puietul larvar. Mulți nu înțeleg acest fenomen al puietului larvar și de ce renunță la puietul larvar. Dar hai să trecem acolo. Deci, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Exact ca și cu apa care, în locul la sirop, am trecut la apă. Iată, le-a golit. Albina e liniștită, e blândă, nu-mi sare în cap. De ce? Fiindcă are tot ce trebuie. Dar să trecem la importanța care vreau eu să vă zic. Puietul arvar pe timpul frigului. De ce renunță la el? Mulți zic că simte frigul și din cauza aceea, da? Eu sunt de altă părere un pic. Sunt de altă părere un pic. N-are nicio treabă cu spațiul, fiindcă Oricât destrâns ar fi spațiul, albina eclozează și are loc uh, unde să depună din nou puiet. Nu blocajul face lipsa puietului larvar, ci lipsa de hrană, adică acea cămară uh, din partea asta, de după diafragmă, ca cele rame deja, mai au ele acolo, nu știu, 400 de grame de miere, 500 de grame, mai e pe acolo, dar. Uh, dispare. Iată, cu ăsta descăpăcesc, îl las afară pe stupi, că albina știe să-l curețe cel mai bine, las și când vin să-l folosesc mâine, de exemplu, el este curățat, nu mai trebuie să mă duc chiar să-l curăț eu. Și astfel, crezând albina că nu are mâncare, fără să știe că vin eu cu mâncare la ea, atunci ce face? renunță la mai crește puiet larvar, imediat ce fric, fiindcă are nevoie de acea miere pentru a încălzi puietul gata de eclozare, ca să eclozeze. Nu ea știe că ai limita și până dă căldura nu mai are de unde să hrănească uh, puiet larvar și atunci renunță. Renunță la puietul larvar, crezând că nu mai are mâncare. De aceea este important pe lângă mierea care o consider tu că o ai în stup, să mai ai și un surplus. Acum că este turtă, să vedeți o chestie. Deci, sunt ramele goale. Ai deschis stupul, ai deschis cuibul, ai văzut ramele goale. Nu mai arunc o privire, că mi-e drag așa de ele. Am avut aici, adică am aici, o colonie care a trebuit să o o scot afară, era 2 în 1, deci aici aveam 2 în 1, a trebuit să scot afară înainte de această perioadă rece, să zic așa, și a trebuit să-l scot afară și l-am mutat aici pe la mai mare, mereu când sunt 2 în 1, îl muci pe ăl mare, că o parte din albine s-ar putea să se mai întoarcă, dar în acest caz nu s-a întors. Și aici avem albină multă, multă, multă. Iată. Aici are ramele cu mâncare, cămara, cum ar veni. Albina poate să lucreze pe el, mă uit că și ea își face aceste punți. Frumos. Bun. Aici avem o turtiță în capac. Bun. Totul e în regulă. Arată foarte bine. Pentru așa pentru seara asta arată bine, bine. Așa. Toate coloniile s-au liniștit. Totul este în regulă. Dar asta era important. Deci să aveți hrană suficientă în stup. Nu numai acea. Adică, dacă îi dai o turtă proteică și nu ai mâncare, eu consider că nu prea este suficient ca să menți puietul într-un stup. Are nevoie de încă o rezervă de mâncare. Deci, mult. albinei îi place abundența, nu îi place mâncarea cu țirita. Nu, no, ne place mâncarea cu țirita să le o dăm, dar albinei în niciun caz nu place acest lucru. Bun, cam atât am avut de zis. Mai e o chestie ce am vreau să o specific, este genocidul împotriva uh, reginelor roșii. Nu se pare o tâmpenie mai mare ca atât. Nu se poate. Ia să-i dați unei regine roșii cinci rame cu miere ful. Și haideți că am una din asta roșcată. N-aș da-o acum cum să zic, urmăresc aceste persoane care nu le plac roșii. Nu le plac. Mă, dar dacă nu-ți place, nu mi-o cere. Știi vorba aia. Nu-ți place, nu-ți o dau. Lasă o la mine, că știu eu ce-ți fac cu ea, cu roșcata. E, mereu vor rămâne Uh, cum să zic eu, aceste regine roșii au un punct de exploziv, deci explodează în, uh, uh, în dezvoltare și în blândețe. Deci nu se compară, aici e măricică și ea, eu le consider mari la mine în zonă. Uite, astea sunt albine roșcate, au acele dunguțe, Uite, așa arată, au acele dungi roșcate, ele sunt albinele roșii. Acesta se dezvoltă foarte frumos. Era, a iernat în două rame și el acum s-a dublat. E în patru plus mâncare, dar mâine vin la ele și vor primi mâncare. Dacă nu știi cum să le îngrijești, din nou e o problemă. Mă amuză că astea roșii sunt predispuse la văros. Eu în primăvara asta am stat și eu cu frică de văros. Stau, încă stau, cu toate că am citit, cred că toată iarna, tot ce se putea. Ajung la concluzia că siropul este de vină. Siropul nu într-atât în ce este el, adică în hrană. Dacă l-ai dat ca hrană, siropul, e ok. Dar problema cu siropul este altă treabă: că albina îl prelucrează exact ca pe nectarul. Adică trebuie ventilat, îl duce în celule, trebuie ventilat, ridică umiditatea, acea umiditate albina, nu o prelucrează iată la urdiniș, ce faceți mă, vine seara, totul e frumos, îmi place și sunt singurele care sunt la urdiniș. asta este un lucru și mai interesant, probabil că le-am deranjat și de aceea sunt ele la urdiniș. Foarte, foarte frumos. Deci, Albina roșcată ce are și ea nevoie? Mâncare, miere, miere în special, dar cu siropul. Eu, eu sincer nu mai dau sirop la albine, dar eu dau apă, apă, fiindcă am observat că foarte bine și apa în apă poți să le introduci aceleași uh, aditivi pe care le, le induce și într-un sirop cu zahăr. Adică în apă poți băga vitamine, minerale, uleiuri esențiale, poți băga și promotor, poți băga și protofil, fără niciun îndulcitor și le ia foarte bine, de nu e nicio problemă. Diferența între a da apă cu acești aditivi și sirop este că nu mai trebuie să-l ventileze. Ia apa și o va prelucra ca atare. Și vitaminele care îi le dai în apă, după părerea mea, sunt mult mai repede asimilate decât dacă le-ai da într-un sirop. Fiindcă apa o folosește ca atare, siropul trebuie prelucrat. Nu o să-l folosească albina ca atare, fiindcă nu are nevoie de acel sirop. Pur și simplu. Da, să vedem ce avem aici. Am un tratament antivarovăpus. apus din păcate nu îl pot da public. Nu îl pot da public fiindcă nu mi aparține și asta este. Iată, am aici un păduche, doi păduchi, alt păduche, deci au căzut păduți, este foarte eficient tratamentul, se poate folosi orice tip de tratament. Important este să folosiți să folosiți tratamentele împotriva varoa, mai ales în această perioadă. Înainte să începeți cu culesurile, curățați albinele de varoa este foarte important Ia să mă mai uit aici. Aplic al doilea tratament, aici nu văd. Azi am mai fost și pe la oftalmolog, m-au chiorit, că așa le zic, iată mai am și o colonie de furnici pe aici. Da? trăiesc și ele de pe urma albinelor. Iată și aici e una varoa. Bun. Bun, deci e în regulă. E în regulă atâta timp cât varoa cade, e în regulă. Acum depinde cât cad. Bun, cam atâta am avut de zis până data viitoare.